Salutare, bă, băi, salutare și bine ați venit pe canal. Astăzi mai promez un nou joculeț, Edzone 2. Nu a jucat Edzone, nu știu, este Edzone primul sau Edzone normal, nu știu cum este. L-am primit la băieți. Deci, hai să dăm un partid, să vedem cum e joculeț. Am văzut că este un survival. Vedem acum cum este. Și hai să-i dăm drumul, mai stăm la vorbă. Bun, tutorial, modul supervivenția. Aici avem tutorial care mă învață tot ce trebuie să faci. Modul supervivență. În modul supervivență poate ajusta la partida cu tu gustă. Sinu-i o timp arcadă, gănă, gănă. Ar trebui să dăm un tutorial, nu? Să vedem cum se joacă jocul. Hai să dăm un tutorial. Este un... Nu să construim, să facem. Putem să jucăm direct modul supervivență, dar am zis, bă, hai să-i dăm, să, nu să supraviețim din prima, să-i dăm să vedem cum e jocul, că noi nu știm ce trebuie să facem aici. Bine, eu nu știu ce trebuie să fac încă, până învățăm puțin din joc, să-l vedeți și voi. Dacă vă place, îl găsiți pe Steam, băieți, joculețul. Vedem acum dacă îmi place și mie, că nu știu. Îl probez acum cu voi, dacă place, îl mai jucăm. Haide că începe joaca. Bun. I'm going to look over your shoulder while you help our settlers set up a new home. By the way. O chem Ella. O să mă învețe cum să, ce trebuie să fac. Bun. Tot timpul. Bun. Aici e harta. Am înțeles. Aici ce vrea să zic? Tutorial informațiune globală. Asta zona se mustră la tărea. Bun. Bun. Bun, noi suntem cu autobusul. Trebuie să găsim un loc unde să ne dăm pe autobuz. Hai să plecăm. Și unde ar trebui noi să ne așezăm? Zice undeva unde avem recursuri și tot felul de chestii. Aici avem 15 oameni. Ăștia sunt oamenii mei, da. Aici avem apă, mâncare, lemne, fier. Asta e pânză și plastic. Zice că să desplasăm pe unul explorator. Unde ar trebui să ne oprim noi? Ia să vedem. Aici avem și apă. Bine, harta asta e normal acum. Asta e harta și... Nu știu, uite, aici avem iară ceva. Uite, aici avem chip aici. Aici sus. Aici zice. Unde zice? Aici zice. Uite, avem mapă, avem tot ce ne trebuie aici. Aici zice. Hai, haideți aici. Vin băieți aici. Zice că în partea asta aici. Aici avem cam tot ce ne trebuie. Deci că să venim în partea asta. Vine asta? Să pun de-o la tomă. Unde mergeți, mă? M-am trimis în zona aia. A, o ia pe aici. O ia prin partea asta, cred. Și o să urce pe aici. Și o să vin aici unde l-am trimis eu. O să vin aici. Aici e mișto zona asta. Văd că avem și apă aici. Aici ceva blocuri. Dar aici am văzut că și ne atacă. Uite, aici este Arsia. Ce mai avem pe aici? Numai asta avem. Aici ar putea să găsim noi fier. Hai că vin băieții. Hai că vin băieții. Nu știu, avem zombalei pe aici, prin zona. Ce avem pe aici? Nu avem. A, deci nu mă lasă să mă duc încolo. Deci trebuie să mă pun pe aici, pe undeva. Păi hai să ne punem aici, uite.
Bun, zice să punem ăsta unde trebuie, să fim aproape de apă, de apă, de clădiri și de copaci. Nu o să pot să îl mai mici după aia. Deci aici nu mă lasă, nu? Aici nu pot. Dacă aș vrea aici, să zicem, nu? Ba, da. Avem nevoie de apă. Bun, asta zice că e teră fertilă. Aici se pare că aici o să putem să facem, mai putem să dăm mai așa. Aici putem să punem, să plantăm. Eu am pus pe băieții aici. Bun. Avem lângă clădire, avem apă, avem tot ce ne trebuie. Aici am pus eu autobuzul. Punctul de acces. Așa, ia să vedem ce trebuie să facem acum. Deci ce să construim, nu? Meniu de construcție. Modul de construcție, edificiul individual, poate fi așa, bun. Trebuie să facem un oaie de asta de apă. Să punem o de asta de apă. Și cum ar trebui asta să o punem? Cum o rotăm? E de pe R. Așa ceva ar trebui pus aici. Uite, o punem aici. Așa. Bun, asta am făcut-o. Aici profesiuni. Teodor, maestru de croșa. Să-l pun după aia. A, dar trebuie să-i dăm acum. Construcție, mai este constructor. Avem pe unul care construiește, numai unul avem. Hai să-i dăm aici, la apă, o să punem doi, nu? Să se apucă de construit aici. Băiatele, ne trebuie apă. Facem loc de apă, bun. Băiatul ăsta mi se pare că construie moi, a făcut. Îmi trebuie trei, trebuie să punem, nu doi. Trei, așa. Apă, ne trebuie tot timpul. Trebuie să și mâncăm. Lângă copaci trebuie să punem... Bun, am înțeles. Caseta recolecțiu, deci ce recolectează la mâncare, trebuie pe băieții ăștia. Am să-i pun lângă copaci, zice, pe aici punem, uite, punem pe aici pe ăștia. O să-i bag înăuntru? Da, uite, se pare că da. A, uitați-vă câtă mâncare, a, mi-arată câtă mâncare găsește. Vedeți, nu, 1000 și, dacă până așa e 600, 1100 și uite aici îi pun. Bun. Deci ăștia o să fie cu mâncarea. Să știți că arată binișor jocul, nu arată rău. Deci aici o să găsesc mâncare. Băieții, aici o să fie asta de mâncare. Putem să dăm să treacă timpul mai repede, nu? Era aici undeva. S-a apucat asta de construit aici, mai are puțin. Dăm așa, hai să vedem, mai are? Puțin mai are de construit și termină. Aici o să trebuie să pune și aici oameni să caute mâncare. Bun, azi un recolector 3. Aici trebuie să punem 3 oameni, zice. Dăm aici, la profesie. Noi și avem aici asta cu apa și asta întrebă 3 la mâncare. If a region's resources are ever used up, you can relocate the work area of a foraging hut. Ah, dacă se termină mâncarea în zona asta, putem să o schimbăm în altă parte. Bun. Ne trebuie materiale acum să facem ne trebuie, deci, construie, ne trebuie lemne. Să putem să ia asta așa, lemne. Aici zice că sunt multe lemne, vedeți, în zona asta 1600 și aici nu sunt lemne, aici sunt puține lemne. Cele mai multe lemne sunt în zona asta, 2000 și ceva. Aici iară, dar aici l-am pe băiatul ăla. Și nu vreau să, uite așa, 2100, uite astea. Aici. Să nu îmi ieie din resursele ce le avem aici, de la mâncare, știi? Dar muncitori avem numai unul din câte văd. Deci apa urcă, mâncarea urcă. Asta e bine. Nu mai trebuie lemne, nu mai trebuie după aia fier și plastic și ce nu mai trebuie. Bun, așa. Acum ne trebuie să punem aici oameni. Câți trebuie să punem? 2. 1, 2. Puși pe ăștia. Nu mai trebuie materiale pe construcție.
construie ceatareria. Ceatareria asta, care îi, unde îi? Asta. Asta, 24 de... Asta ar trebui normal pe aici, știi? Prin zona asta unde îi... Uite, de exemplu, unde sunt zonele astea. Dar uite aici cum sunt multe, uite aici îmi dă mult fier, pentru că aici sunt clădirile astea. Aici găsește. Pentru că sunt astea trei, una lângă alta. Merg acum să facă și aici și acum trebuie să mai punem doi oameni după, după ce termină asta de construit. Au făcut-o? Are puțin să facă și pe asta. Uitați aici cât fier și câte de astea găsesc pe aici prin zonă. Așa, acum trebuie să punem doi muncitori și aici. La doi muncitori de la aici. 1, 2. Bine, așa. Nostru. A, zice că dorm afară, trebuie să facem refugiu, trebuie să facem case acum, că zice că băieții noștri dorm afară. Bun, deci astea murcă toate, după cum vedeți, murcă și apa și mâncarea și lemnele și și fierul. Deci mai trebuie acum, ar mai trebui ceva clădiri să facem, să doarmă băieții. Clădirile sunt casele, luăm aici, uitați, astea. Aici nu prea sunt ei fericiți. Uite, vedeți că arată cât de fericiți sunt ei. Nu știu unde să fac eu, știi? Dar îi pun pe lângă astea, pe aici, uite aici. Trei. Punem pe aici, uite aici, punem una, două, trei și a patra. Bun. Hai să vedem cum să fac casele astea. Păi arată mișto și ca și grafică. Hai să fac ăștia aici acum. Să-și facă casele. Nu mai avem plastic. As long as they have enough living space, our settlers will reproduce. Our settlement is thriving. Let's build a recycler to produce plastic. Plastic, acum ne trebuie plastic, construit recicladora. Ne trebuie plastic acum, asta. Plastic. Asta nu cred că contează unde o pun. Aici se pare că da. Aici cred că o fac. Facem aici, uite așa. Hai să punem aici reciclarea asta de plastic. Câte trebuie? A, trebuie două. A, numai unul. Trebuie doi angajați. Să vedem aici, găsim plastic în zona asta. Mă gândesc, găsește, nu? Așa, hai să facem de mai repede. Să meargă construcția, bun. Trebuie doi muncitori aici. 1, 2. Resources work faster when they are located near their source. The recycler, the workshop not only needs scrap, but wood as well. It's best at both. Să facem un atelier acum. Deci aici ăsta e de plastic. Deci să facem un atelier. Trebuie să facem un atelier. Unde e atelierul? Aici, ăsta. Nu știu, aici, așa, atelierul am să-l fac. Nu știu, aici am să-l fac atelierul, uite, lângă ăsta. Facem atelierul aici, să fie. Bun. Băi, oamenii sunt fericiți din câte văd, urcă în sus, asta. O să băgăm muncitori acum la atelier. Singur, îmi trebuie 2. 1, 2. Foarte bine. Settlement is growing and soon there won't be enough food and water. Build a fishery to support the foraging hut. Construi una pe China, cum o pui? Ah, trebuie, zice că suntem prea mulți și o să urci oamenii, suntem 16. Vedeți, suntem adulți, 16 și 4 copii. Și începe să urce oamenii și zice că o să mai avem nevoie de mâncare, bă, băieți, aici. Deci o să mai avem nevoie de mâncare și atunci, dacă mai avem nevoie de mâncare,
O să trebuiască să mai construim în zonă încă un ăsta de pești. Bun, ăsta îmi scade pe râl întorc, nu? Da. Să se întorc și să-l pun, uite așa. Să prindă pești. Masă de unde? Bun. Deci aici o să mai trebuie recursuri. Îmi trebuie ceva. Îmi trebuie ceva ca să pot să construiesc asta. Se pare că, da, o să fac iros de ele și o să se apuc cât de construială, zic eu, nu? Aici trebuie să mai punem aguadores. Mai trebuie să punem unul, nu? Așa. Și acum la pești. Încă nu avem ăla de pești, pentru că trebuie să mai fac, trebuie să fac și copii pe aici ăștia, că văd că am 3 copii și încă urcă. Selecționăm ăsta. Mai trebuie astea. Atelier. Haide mă, fă asta, ce am făcut aici? Stați că l-am dărâmat fără să vreau. Bă, uite cum îl facem. Bun, îl face. Cred că l-am dărâmat, poți băiatul ăsta, nu. Și aici trebuie să punem 2. Unde sunt ăștia cu pești aici? 2 la pescuit. Acum avem mai multă mâncare. Bun. Construim o plantație. Trebuie să punem o plantație. Care asta vine pe aici, punem o plantație, nu? E la fertil, asta îi. Punem aici. Una numai. La una zice să pun, nu pune mai multe. Bun, hai să facem pe asta. Plantație, dar de ce plantație? Hai să vedem de ce vine plantația asta. Mă pune plantație, nu-mi pune de ce. De noi am pus o plantație. A, aici pune fibră. Fibră. Trebuie să facem acum să indicăm la plantațiuni că este aloesca, una zona de cultivă, se dă jardineria. Ardinerie. Îți dăm aici. A, unde să cultiveze, mă. Cât trebuie să fie? Trebuie să facem noi așa? Ia. Dacă îi dau așa, îi dau în sus. Și dau aici, nu? Așa, uite, deja când spune că e bine. Acum trebuie să pun unul în grădină, da? Am pus să pună fibră, pot să schimb asta? Nu pot schimb asta, nu? 85 din 100. Da, să mai punem încă una, să fie 100. Este 100 acum, da. Și acum trebuie să punem semințele. Uite, aici schimbăm semințele. Avem latex natural și fibră, dar numai fibră, că numai asta avem. Și acum trebuie să punem un grădinar aici. Unde e grădinarul? Să-l punem pe domnul cu la grădină aici. Ăștia, nu? Ardinerul 1. Bun. Fibră. Bun, am înțeles. Deci acum avem, asta ne urcă, lemne urcă, ăsta urcă, a, plastic urcă. Astea sunt de la atelier de acolo ce facem noi, cum ar veni topoare, tot ce este materiale pentru construcții. Deci astea urcă și astea. Asta văd că e oprită, asta trebuie să o facem. Bun, trebuie să facem un telar de ăsta, care e ăsta de aici, ca să putem să facem ăsta unde ar trebui să fiu. Pe lângă, să-l punem aici. Bun, îl punem aici. Ăsta facem pânză cu telarul ăsta. Hai să-i dăm în față, să-l fac cu băieții mai repede. Cât suntem acum? Suntem deja 19. Urcă oamenii aici. Construiesc, sunt pe construială. Bă, îmi place și grafica, să știu, nu se vede rău de tot. Bine, noi suntem într-o zonă unde aici, zici, că a căzut o bombă, ceva. Bun. Și facem și apă. Îmi trebuie apă și... A, îmi trebuie apă și fibră, ca să pot să fac eu asta, bă. Bun, trebuie să băgăm un muncitor aici. Unde e muncitorul? Aici, unul singur. Bun. Construim refugiul Sios. Bun, trebuie să mai facem de astea, mai trebuie să facem case. Încă 4. Mă duc cu ele în partea asta.
1, 2, 3 și a 4. Băieți, ia să vedem ce mai trebuie făcut aici. Deci mai avem de făcut casele astea. Deci să le facă repede, să nu mă, să se mai meargă timpul mai repede. Facem aici. Deja suntem 20 de oameni. Un copil iar a venit? Se pare că da, merge treaba. Aici ce-i? Aici o să fac ei acum. Mai trebuie să facă, deci avem așa. Avem asta aici, 7, să mai facă pasă să fie 8 case. Astea se pare că urcă, dar astea de aici ce sunt? Măști de carbon. Aici asta o să le avem mai târziu. Mănuși, chestii, da. Aici trebuie să lucre băieții, numai că cred că nu au... Ce trebuie, nu? Nu avem materiale aici, nu? Zic eu. Nu știu de ce nu se apucă de treabă. Trebuie plătit ceva un cost aici. Uite, 7 copii. Deci să dăm aici atunci, să plătim asta, să poată să se apuce de treabă. Trebuie plătit ăla să poată să facă treaba băieții. Bun. Bun. If the storage site is full, it needs to be expanded. There is a storage site for water, one for food, and one for all other materials. Place storage sites. Ah, se pare dacă se umplă astea, cum s-a umplut ăsta de apă, trebuie să mai facem depozite. Să mai avem depozit, bun. Cisterne, să facem cisterne astea de apă, să facem depozit de astea de materiale, depozit de mâncare și depozit de apă. De asta trebuie să facem două de fiecare dată. Bun. Hai să le punem. Am să pun unul aici. Asta e de apă. Și unul aici. Bun. Am să fac de mâncare. Am să le pun eu pe aici. Uite aici mâncarea. Pun unul aici. Și ăsta aici. Și mai facem de... Asta de ce era? Materiale. Asta de materiale... Îl punem pe aici, pe lângă astea, unde sunt materialele. Așa. Acum ar trebui să dăm să meargă repede timpul și ar trebui să fac, fiți că deja avem 23 de oameni și 10 copii ăștia, să mulțească ăștia ca iepuri aici. Bun. Nu avem materiale, se pare aici, ce nu avem? Cum face de asta? Asta produce fibră. Mai am nevoie de fibră pe aici. Bun, hai să plătim să facă, mă, unul l-a făcut de apă. Mai facă unul. Asta nu mai avem noi acum. Mai avem materiale aici. Ce îmi trebuie? Îmi trebuie plastic. Plasticul urcă cam încet din câte văd eu. Asta e aia de plastic, nu? Da. 2 pe minut. Dacă ai depozit aproape, îți urcă în 10% mai mult. Ar trebui să pun mai mulți muncitori. Avem acum o grămadă, nu? Hai să facem asta. Aici nu mai avem. Asta aș vrea să mai punem muncitori pe aici. Deci să mai pun recolectorul, materialele de construcție, nu? La recolecție. Aici mai pun unul. Aici mai punem unul. La... Când mai pune unul? Tehadore. Aici mai punem unul. Fabricație. Mai punem unul. Avem acum muncitori pe aici, nu? Nu să mai punem muncitori pe aici să fie. Așa. De ce pune cu roșu? Hai să luăm asta care-s cu roșu, să nu avem probleme. Așa. Bun, aici. Asta putem. Asta nu mai. Așa, lasă să-i facă, dă să construim și aici. Construim și asta. Depozitul ăsta de mâncare, pentru că după cum vedeți aici au rămas 800, vedeți? 29 de oameni. Au fost full de mâncare și nu mai are unde să intre. Să băgăm și pe ăsta. Aici ce vreau să zic, scade rezerva de apă. Scade rezerva de apă. Mă urc iară.
Avem și butoaiele astea aici. Unde-s butoaiele? Uite-le aici. Uite, vedeți, scade 277, 267. Cam scade rezerva de apă, din câte văd eu. Să mai facem una de apă? O de asta? Se pare că da. Acum vă mai fac apă, stați așa. Am văzut și eu. Am văzut că scade apa. Aici îmi trebuie apă pentru asta, nu îmi trebuie plastic și nu știu ce pun, să facem asta. Îmi scade apa de numă. Așa trebuie să punem ucitori. Unde e ăla de apă? Trebuie să mai avem unul de apă pe aici. Aguadores, avem pe ăștia. Each stock site increases the maximum number of resources that can be stockpiled in a settlement. If the stocks are full, our production sites cease their work. Acum aici la apă, ce zice? Vicinity to a stock house. Oh, n-am făcut și aia. Acum la cercane o rămasine în fazele importante de los de viziu. Trebuie să facem drumuri? Trebuie să facem drumuri, o băieți, de mulor vias camino. Să facem drumuri, să meargă mai repede băieții. Păi și pe aici, de exemplu, facem de aici. Facem așa. Facem pe aici. Meargă de aici încoace. Ia să vedem. Este ceva pe aici. Mai trebuie drum pe aici. Așa. La depozitul de apă. De aici nu mai pot să fac acum. Trebuie edificii conectate la centru urban. Centru urban. Normal, centrul urban e ăsta de aici. Ăsta-i. Dar nu pot să trec de astea, casele astea pe aici. Pentru că aici, vedeți, e asta și n-am cum. Asta e centrul urban și ar trebui să mă duc pe aici, să dăm pe aici. Așa. Dacă dau acum așa. Sunt două. Hai să dăm ăsta încoace. Trei. Dăm în jos 4 și ar mai trebui dus încoace până aici, să fie 5. Bun. Să conectăm toate astea ca să meargă mai... să miștește mai repede pe aici. Bun. Am făcut și chestia asta. Deci ce ar mai trebui așa? Apa avem, urcă apa. Cam coboară apa, mă, și întâmplă că tot urcă, coboară. Sunt și mulți oameni deja. Deci să construim Vieros de Arboles. Vieros de Arboles, care să ia? Aici, astea. Asta trebuie, tenda hotel fertil, aici trebuie făcut asta. Bun, vreau să mai fac de apă. O apa stâncă am rău. Poți să vreau să mă... Vreau apă, mai vreau apă, uite aici am pun. Așa. Faceți apă acolo, aici ce trebuie? Am făcut și pe ăsta. Suntem forasterul, aici îmi trebuie un băiat. Să punem un băiat aici, unde e? Forasterul, forasterul, unde e, mă? Aici, nu? Da, unul. Să planteze copaci. A, să vină radiațiile. O să facem haine pentru radiații, zice. O să vină să apropie radiațiile. A, o să avem radiații pe aici. O să avem... Deci trebuie să fim pregătiți pentru chestiile astea. Aici o trebuie să pun om, nu? Aici nu avem niciunul. Avem 7. Da, să mai băgăm și aici să producă apă.
Bun, să ne protejăm de radiații. Construie ornul de carbon, de cărbune. Întrebăm de ăsta de cărbune. Unde pot să-l pun ăsta de cărbune? Am să-l pun aici, uite. Dacă îl pun lângă ăștia, vedeți că le scade la oamenii alea? Aici îl pun. Uite aici. Bun, aici putem să facem un drum. Să avem un drum așa. Fie conectat. Bun, ăsta trebuie să-l construiască băieții ăștia. Va trebui să punem oamenii acolo. Apa urcă. Bun, asta vreau să urce apa. Produceam, am pus și aici, să scoată apă și de aici. Și din partea asta, deci e bine până acum. O să așteptăm să vină să construiască clădirea asta. După ce face asta, să metru radiații ceva, trebuie să punem oameni aici. Dăm aici, unde ornul de cărbune? Aici, trebuie să punem 1, 2. Bun, facem cărbuni. Construie să se stărăie asta, asta. Bun, să ne apucăm de treabă, băieți. A, să o punem și pe asta aici. Asta e să ne facem măști, cred că și tot felul de-astea, să ne pregătim. Asta să se stărăie, asta e un fel de croitorie, să zicem așa. Băieți, acum să apuce de treabă. Bun, hai să facă croitoria. Haide-mă, veniți o dată și apucați-o. Cât suntem? 40 de oameni. Ce vorbești? Deja s-a dus. Mulțumesc ăștia aici. După aia trebuie să punem un om aici. Dăm aici la sestrăria. Unde e ăsta? Aici trebuie să punem un om. Uite aici. Unu. Îți vin radiațiile. Bun, ce trebuie să facem acum? Stați așa să dăm timpul mai așa, că aici cred că avem 5 minute, vine. Aumenta nivelul de radiații. Tutorial. Cimitir. Construie un cimitir. Aoleu, direct cimitirile fac la oameni. Un cimitirul aici să fie. Deci trebuie să le fac cimitir. O mască, o făcut-o la cineva, o mască deja. Le fac cimitir. Să salvează jocul. Haide mă, veniți și faceți cimitirul. Vine asta acum. 4 minute. Cred că contaminațiile astea urcă mai mult. Faci în cimitir cu să mor oamenii. Sau ce e aici? Bun, trebuie să punem aici un om la cimitir, nu? Hai să cumărăm unul. Și o să întrebească unul la funerariu aici, între un om, nu? Da. Bun. Ăsta e cimitirul. Acum trebuie să trimitem o mașină să aducă punct de cunoscut de la ruina. Ăsta. Explorare. Aici undeva. Aici? Aici mă trebuie. Bun, du-te acolo cu mașina. Asta am și făcut. Radiațiile cum sunt? Așa și așa. Măști facem acum. Una, rațiunea așa. Bun, bă, să știți că apa, uite, a urcat. Asta a urcat. Oamenii nu au murit până acum nimeni pe aici. Aici pune că eu, ei, deci ploaia e toxică. Deci ploaia e toxică în jocul ăsta. Așa. Deci ploaia e toxică în joc. Eu am trimis ăsta aici. Să caute. A, ce, ne putem mișca cu ăsta? Să luăm de pe aici ce putem să luăm. A, fiți atenți, căutăm și cu oamenii. Haide, mă. Dar acum pe ploaie.
ce mișto! Te poți să dai cu omul jos. Să căutăm prin zonă. Uite, am găsit și un topor. Can't be cracked without substantial effort. Looks interesting. Ce mai este pe aici? Deci ne băgăm o mașină. Trebuie să gătăm 80% avem. Ce mai este? Mai este ceva de căutat? De oameni nu ne-am căutat. Hai să vedem. Aici, la cutia asta. Dar nu știu de ce nu. This old safe can't be cracked without substantial effort. Trebuie aici. 4 de astea. Pot să dau finalizăm expediția, să vedem. Dacă dau finalizăm, explorator, cargă botină. Luăm astea. Tot ce am găsit. Gata. Punctul de acces. Bajo mapă, vedeți, punctul de acces, între special partea completă acum. Bun, aici investigăm. Investigăm fier, toate astea să avansăm. Ne dăm aici măsul de arsie. Avem un punct. Am deblocat ăsta. Investigăm ăsta, nu? Bun. Ăsta trebuie să-l investigăm. Da. Și acum ăsta-l investigează oricum. Băiatul ăsta... O să-l iau, să-l duc în bază aici. Așa. Și noi aici avem 39 de oameni, unul cred că a murit. Da, nu o să mai termină ploaia asta. Asta se investigează, bun. Expediții, investigă, runa să inventos, asimientul, aici e al nostru, de, e că plouă acum și hai să dăm mai repede, să dacă timpul să investigheze ăștia, să nu urcă mai repede. Uitați-vă și voi aici. Asta dă pe pământ. Hai că s-a oprit. Hai că merge. Dar dacă intri pe el, parcă nu urcă. Numai dacă ieși afară. Că vreau să fac, uite aici, am arsia de asta. Acum investigăm ăla. Asta azi că până se investigează mai durează. Dar băieții mei, să vedem. Apă, mâncare, toate astea. Le urcă tot pe aici, uite, măști. Fac așa. 39 de oameni și un copil. Păi avem, până acum vedem, dar asta, vedeți, pământul începe să produse contra radiații. Au radiațiile, pământul ce l-avem noi aici fertil, ăsta ce l-aveam fertil, au radiații deja. Ăsta... Ce cărbune bună. Oamenii acum stăm 40. Suntem bine, nu? Da. Azi dăm ăsta? Mai are puțin. Aici ce putem să facem? Color, a, culoare, să schimbăm, să ne punem ăsta. Numele, aici e numele, bun. Gata, am făcut și ăsta. Să construim? Aoleu, cu ăsta ce facem și cu ăsta? Aici nu mă lasă. Unde trebuie pus să stau? A, trebuie pus aici un ERC, aia, uite aici. Aici, da. Aia, da. Asta e o mină, scoatem ERC, da, e bun. Trebuie să punem oameni. ERC, unde e ERC? Asta e? Ladrie. Asta îi, asta e cărămidă. Asta îi fier. Cauciuc, mănuși, așa, așa să vedem. Nu știu dacă mai scade asta, dacă... Haide mă, unde sunt oamenii? Nu vine nimeni aici să repare, să fac asta. Mi-a murit singurul care l-am avut eu de la... Muncitor? Să așteptăm pe muncitor, zice.
Păi unde să-l așteptăm, că nu vine? Ia să vedem, avem un citor aici. Ce s-a întâmplat aici? Nu avem oameni, ce cu asta? Am adus disponibil, numărul de tuturor. A, nu am niciunul, mă, din aia nu merge. Hai să mai luăm de aici, din ăsta, din apă. De la apă de aici. A pus prea mult și se meargă la construit aici, știi? Cehaderos, aici nu mai avem numai 2. Și lăsăm 2, hai să lăsăm 2. Nu mai avem oameni, asta e problema. Hai că s-a apucat de construit acum, din aia. Acum s-a apucat ăștia de făcut aici o mină. Bun, hai să facă mina asta. Hai că s-o... Mai au mult, gata. Bun, și aici, normal, acum trebuie să băgăm 3 muncitori aici. Și noi n-avem. Hai, cumpărăm unul de aici. De aici. Lăsăm 3. Și dăm la mină. Unde e mina? Hai să văd ăsta. 2, 3. Asta e clay, normal. Nu, mă zice arsia în spaniol, dar e clay. Bun. Investigă fabrica de cărămidă. Să investigăm fabrica de cărămidă. Fabrica de cărămidă e asta, nu? Fabrica, da. Îmi trebuie clay. Să hai să facă clay. Cât clay avem? Nu mi-arată pe aici niciun de clay-ul. Unde mi-arată clay-ul? Aici mi-arată cam 2, da. Trebuie 10. Aici sus nu mi-arată niciun de clay-ul. Mi-arată clay-ul. Nu-l văd. Bun. Bă, băieți, e mișto jocul, să știți că e mișto, dar e frumos să-ți faci tu, dacă vă place, facem o serie cu el și încep să o construiesc. Cred că o să încep să începem să facem noi un survival, știi? Nu facem de aia, nu începem cu tutorial, începem fără tutorial și ne facem noi un oraș, vedem care-i treaba și toate astea. Până data viitoare, v-ați salutat, sper că v-a plăcut joculețul și dacă vă place, mai facem. Salutare, numai bine, pa, pa!